Păcatul răsare de la sine. Am întrebat într-o biserică, dacă nu semănăm nimic, ce este? Și cineva a zis nimic. Și am zis, nu e adevărat. Dacă nu semeni nimic, iese buruiană. Iese pălămidă și scaieți. Dacă nu deschizi Biblia acasă, ar fi fain să rămână inima curată. Dar o casă nu rămâne curată dacă nu pui mâna pe mop, pe mătură. Praful se face de la sine. Nimeni nu invită praful să vină să stea pe mobilă. Praful vine de la sine. Vorbele vulgare vin de la sine. Expunerea la un anturaj negativ te va influența în tot ce faci. Dacă în copilărie copilul va face ce îi place, și asta vrea lumea din jur, să elimine disciplina, să elimine regulile, să elimine lucrurile, ca să creeze haos. Orice copil care în copilărie face doar ce îi place, va ajunge dezastru când va fi mare. O mamă care nu e implicată în familie și mereu preocupată de casele altora, și am cunoscut din păcate astfel de mame, are toate șansele să plângă toată viața. Evanghelia are putere, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, cu respect vă invit să vă ridicați în picioare, citesc două versete din Galateni, capitolul 6, versetul 7 și versetul 8, pagina din Biblie, versiunea Cornilescu, 1144. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, merită să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiți credincioși, iubiți prieteni, viața noastră este guvernată de anumite legi pe care Dumnezeu le-a pus. Și sunt legi biologice, sunt legi chimice, sunt legi fizice, sunt legi în matematică, sunt teoreme care au fost descoperite așa cum Dumnezeu a îngăduit celor care studiau anumite arii. Există legea gravitației, de exemplu, și o cunoașteți foarte bine. Însă astăzi vreau să mă opresc la o lege stabilită tot de Dumnezeu care are efect nu doar pe acest pământ, ci are efect veșnic. Legea gravitației, când pământul și cerul vor fugi, se va termina probabil și ea. În cer nu există gravitație. Însă vreau să vorbesc despre o lege astăzi care se numește legea semănatului și a seceratului. Pentru că, iubiții mei, cât de sigur este că dacă pui porumb în pământ, secer tot porumb, tot așa de sigur este că dacă trăiești o viață fără Dumnezeu, vei găsi o veșnicie fără Dumnezeu. Iar dacă trăiești o viață făcând ceea ce îi place lui Dumnezeu, vei locui cu El o veșnicie. Poate unii dintre voi vor spune, nu sunt de acord cu această lege. Dacă eu iau sticla asta în mână și o arunc aici pe jos, și nu sunt de acord cu legea gravitației, ea nu va pluti în aer pentru că Cristi Boareu nu e de acord cu legea gravitației. Pământul nu ține cont de părerea ta. Asta vreau să spun această zi. Legile pe care Dumnezeu le-a pus nu țin cont de opiniile noastre. Dacă tu spui că la moarte se termină totul, și este o seară de evangelizare astăzi, dar este și pentru biserică. Dacă tu spui că la moarte se termină totul, Dumnezeu nu va ține cont de părerea ta și pentru tine va face o excepție. Nu. Iubiții mei, absolut fiecare pas pe care îl facem în viața aceasta și fiecare decizie pe care noi o luăm, este o sămânță pe care noi o semănăm. Și acum fiți foarte atenți. Noi ne continuăm drumul vieții noastre. Dar ori de-a lungul acestui drum, ori în veșnicie, noi vom culege din când în când rodul acelei semințe pe care am semănat-o. Ne vom întâlni cu acel rod. Am identificat mai multe primăveri și am identificat mai multe toamne. Dau câteva exemple și apoi intru în mesaj. Copilăria și maturitatea. Primăvară și toamnă.
Uitați-vă, ziua și noaptea. Este și asta o primăvară. Daniel ziua seamănă rugăciuni, noaptea culege protecția lui Dumnezeu în fața leilor. N-am găsit pe Daniel că s-a rugat în groapa cu lei, pentru că el se rugase afară. El doar a semănat ceea ce, doar a stăcerat ceea ce a semănat. Tinerețea și viața de familie te influențează lucrurile astea. Ce seamănă în tinerețe, ai șanse foarte mari să culegi în viața de familie. Iar ce seamănă în viața de aici, cea mai lungă primăvară, cum spuneam azi dimineață, vei culege în cea mai lungă toamnă, o toamnă fără sfârșit, care se numește veșnicia. Cu prima respirație, copilul care se naște la spitalul matern, el intră în viața fizică, din viața intrauterină. Cu ultima respirație, el iese din primăvara care a avut-o și nu mai poate semăna nimic. Și fac o paranteză, spunea cineva, când orice copil se naște, medicii, moașele, asistentele zâmbesc și copilul plânge. Trăiește-ți viața în așa fel ca atunci când mor să fie invers. Tu să zâmbești și ceilalți să plângă. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, toată trăirea unui om se schimbă în momentul când va privi viața ca și pe un teren, ca și pe un câmp de însămânțare. Fiecare dintre noi avem un câmp de semănat, de cultivat și în cele din urmă de secerat. Cultivăm sămânța pentru recolta viitoare, dar cum o cultivăm? Cum o semănăm? Prin obiceiurile noastre, prin interacțiunea cu prietenii, tovarășii, prin anturaj, prin expunerea la influențe rele sau bune. Nu putem să vedem sămânța, poate în momentul care crește și se dezvoltă, dar timpul o va dezvălui. Și fiecare într-o zi va vedea ce a semănat. Problema este că de cele mai multe ori nu te poți întoarce înapoi să-ți mulți sămânța aceea și să spui, mă duc înapoi la 18 ani și anulez lucrul ăla păcătos pe care l-am făcut. Păcatul răsare de la sine. Am întrebat într-o biserică, dacă nu semănăm nimic, ce este? Și cineva a zis nimic. Și am zis, nu e adevărat. Dacă nu semeni nimic, iese buruiană. Iese pălămidă și scaieți. Dacă nu deschizi Biblia acasă, ar fi fain să rămână inima curată. Dar o casă nu rămâne curată dacă nu pui mâna pe mop, pe mătură. Praful se face de la sine. Nimeni nu invită praful să vină să stea pe mobilă. Praful vine de la sine. Vorbele vulgare vin de la sine. Expunerea la un anturaj negativ te va influența în tot ce faci. Păcatul răsare de la sine. Așa cum nu putem culege o recoltă bună dacă nu am semănat o sămânță bună, tot așa nu putem culege viață veșnică dacă nu am semănat prin Duhul Sfânt în această viață. De aceea, în continuare, iubiții mei, vom privi la trei legi care au legătură cu semănatul și seceratul. Și prima lege pe care vreau să amintesc este următoarea. Secerăm întotdeauna după ce semănăm. Secerăm întotdeauna după ce semănăm. Dacă poți, te rog să afișezi Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Îți plac drogurile, îți place gambling-ul, îți plac anturajele, curvia, concubinajul. Fă ce-ți place, o zis Eclesiastul aici. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că mai urmează ceva. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Iubiții mei, când mergeți într-un magazin din America, niciun ofițer de securitate sau un jandar nu stă în fața raftului și spune n-ai voie să pui ăla, n-ai voie să pui aia în coș, n-ai voie să pui aia. Pui ce spun eu, nu. Poți să pui ce vrei în coș. Dar să nu uitați, toate drumurile din magazin duc unde? La casă. Cineva într-o biserică a zis acasă. Zic la mărturisirea, se face la urmă. Poate la pentru unii merge direct acasă, da? Nu, la casă. La casă. Și tot ce ai pus în coș trebuie să plătești. Iubiții mei, pentru orice cauză din universul acesta este un efect. Pentru orice cauză este un efect.
Pentru orice vine în viitor, este o acțiune pe care tu sau eu am făcut-o în prezent. Vă dau un simplu exemplu. Starea mea de pe patul de moarte. Nădejdea sau deznădejdea mea. Speranța sau disperarea mea. Va depinde de acțiunile pe care le-am făcut chiar astăzi. Într-un spital din Statele Unite, suferind de cancer și legat la un tub de oxigen, un evreu ortodox își trăia ultimele clipe. Respira cu greu, iar lângă el nu era nicio rudă sau vreun prieten care să-l consoleze în suferința grea prin care trecea. Când Ming He, o studentă în anul 4 la medicină, a intrat în salonul evreului, acesta s-a uitat la ea și i-a spus: acum în pragul morții îmi dau seama că nu am știut cum să trăiesc. Iar chinezoaica spunea mai târziu: efectiv, n-am știut ce să răspund evreului. Iubiții mei, credința în viața veșnică mă face responsabil cu sămânța pe care o pun astăzi. Există un atunci pentru fiecare acum. Citesc din Roman capitolul 2 cu 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune, atenție, îți adune o comoară de mânie. Că dacă ai spune: mă, nu mă pocăiesc, Dumnezeu să mă lase în pace, eu cu ale mele, el cu ale lui. Biblia spune nu. Dacă te pocăiești, să amen ceva frumos. Dacă nu te pocăiești, tot să amen ceva. Dar ce să amen? O comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Atenție! Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și acum merge Pavel mai departe, Roman 2 cu 7, și anume: va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Dar cu ceilalți? Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și acum amintesc cuvintele unui om care spunea așa: va trebui să alegi în viața asta dintre două dureri. Nu există să n-ai nicio durere. Dar trebuie să alegi dintre cele două. Ori alegi durerea disciplinei, a ascultării, a modelării, a transformării, ori alegi durerea regretului. Una din cele două va trebui să le alegi. Iubiții mei, va trebui în viață să nu facem ceea ce ne place, ci să facem ceea ce trebuie. Mi-aduc aminte părinții mei, mama mai ales, la 7 dimineața intra 7 fără un sfert în cameră și ne trezea pe toți. Trăgea pătura de pe noi și spunea: în picioare, merem la școală. Vă mărturisesc, deși Domnul m-a iertat, am urât-o. Astăzi îi mulțumesc că m-a trezit la 7 fără un sfert, că pe repetenți nu i-a trezit nimeni la 7. Eu lăsase să scoale când vroiau ei. Dacă în copilărie copilul va face ce îi place, și asta vrea lumea din jur, să elimine disciplina, să elimine regulile, să elimine lucruri, ca să creeze haos. Orice copil care în copilărie face doar ce îi place, va ajunge dezastru când va fi mare. Iubiții mei, nu trebuie să facem în viață ce ne place, trebuie să facem ce trebuie. Și ca să găsim ce trebuie, ne uităm în Scriptură și găsim voia lui Dumnezeu. Oamenii sacrifică viitorul cu Dumnezeu pentru plăcerile de o clipă ale păcatului din prezent. Însă Pavel vine și ne spune foarte atent. Pune-mi, te rog, din nou Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați! Acum să știți că în viață e foarte greu să te înșele cineva. Mi-aduc aminte, mi-am cumpărat o mașină când aveam, împreună cu soția, aveam 3 copii atunci. Și am găsit o mașină la ofertă, dar am zis: măi, noi lăsăm copiii să vină în familie, dacă ne mai dă Domnul copii, e bine să ne gândim și la următoarele locuri care trebuie să fie în spate. Și am găsit un Ford Galaxy cu 5 locuri. Dar undeva în spate mai era loc și am zis, am întrebat pe cel care mi-a vândut mașina: pot să mai pun 2 scaune? Cu siguranță, Domnul Cristi, zice, putea spune. Eu n-am știut că era ieftină pentru că nu puteai pune. Când m-am dus, când a apărut următorul copil al patrulea, m-am dus la Re-Are, la noi în România, să mai pun scaune. Zic: domnule, aveți probleme, nu se mai poate pune niciun scaun la mașina asta. M-am simțit așa de prost că cineva m-a înșelat.
Și e dezastru să te înșele cineva. Dar cel mai mare de dezastru e să te înșeli tu pe tine. Și Pavel spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. God is not mocked. Cuvântul aici, în grecească, și acum vă rog să mă iertați pentru gestul care îl voi face, e exact gestul ăsta. În care noi, copiii la școală, ne băteam joc de alții. Nu știu dacă și la voi se întâmplă asta. Poate la voi mai pocăiți copiii și nu se bat joc de alții. Dar făceam gestul ăsta către alții ca să ne batem joc de el. Ei bine, vine Pavel și spune, poți să faci asta către oameni. S-ar putea să scapi fără să te înjure, să te prindă, că o iei la fugă. Dar au zis, nu poți să faci asta către Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Poți să faci asta către păstor, poți să faci asta către părinți, poți să înșeli partenerul, prietenii, însă, iubiții mei, Dumnezeu nu poate fi înșelat. Amin. Și acum să vă spun de ce cred oamenii că pot să înșele pe Dumnezeu. Oamenii se înșeală pe ei înșiși pentru că nu seceră imediat ceea ce au semănat. Dacă ar secera imediat efectul înjurăturii, efectul pornografiei, efectul minciunii, efectul alcoolului. Dacă în momentul când ai băgat în tine alcool s-ar strica ficatul în 5 minute, vă garantez că n-ar bea nimeni. Dacă în momentul când ți-ai mințit patronul, ai fi dat afară în secunda aceea pentru că el s-ar putea cunoaște gândurile, nu doar vorbele, n-ar minți nimeni. Dar pentru că există un timp și secerăm după ce semănăm și poate să treacă 5, 10, 15, 20, 80 de ani. Oamenii spun, ai văzut, am semănat ce am vrut și Dumnezeu nu m-a pedepsit. Eclesiastul 8:11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Iubiții mei, faptul că o sămânță se dezvoltă mai încet nu înseamnă că nu va rodi la vremea potrivită. Bambusul chinezesc este una din aceste semințe. Îl pui în pământ, mergi și uzi, mergi stropești, te ocupi, 5 ani de zile nu vezi nimic. După 2-3 luni, ăia care au pus ridic, castraveți, roșii, se uită la tine și râde de tine. Biserică străbă, fanfară, uite ce ne distrăm noi, ce viață frumoasă trăim noi. După 5 ani de zile, bambusul chinezesc este din pământ și în câteva săptămâni ajunge la câțiva metri. Iubiții mei, un chirurg de frunte a efectuat o operație critică în fața clasei sale la medicină într-o zi. Operația a avut un succes în ceea ce îi privea partea chirurgului. Cu toate acestea, chirurgul s-a întors către clasă și ascultați ce a spus. În urmă cu 6 ani, un mod de viață înțelept ar fi putut preveni această boală pe care am operat-o eu acum. În urmă cu 6 ani. În urmă cu 2 ani, o operație sigură și simplă ar fi putut să o vindece. Am făcut tot posibilul astăzi așa cum este cazul, însă legile naturii vor avea cuvântul lor de spus. Natura, biologia, nu își abrogă întotdeauna condamnările la moarte. A doua zi pacientul a murit, culegând rodul exceselor sale. Există numai și numai 2 direcții în care ne putem îndrepta. 1. Semănatul pentru fire și secerișul stricăciunii veșnice sau semănatul pentru duh și secerișul vieții veșnice. Eram într-o zi într-o familie. Aveam cămașa udă în spate, nu mi-am luat una de schimb, m-am pus undeva lângă sobă, era frig afară, de-abia m-am așteptat să intru înăuntru și în capul mesei m-am pus undeva lângă sobă, lângă foc. Și vine gazda și spune, Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. M-am uitat să văd, e ceva covor mai special, e ceva scaun mai special, poate fi adus din Ierusalim ceva. De ce e sfânt locul ăsta? Și gazda o continuă și a spus așa, eram tânăr. Aproape în fiecare seară ieșeam cu prietenii, cluburi, distracție, fan, așa cum știe lumea. Exact pe locul în care stai tu, frate Cristi, în fiecare seară când eu ieșeam, mama se punea pe genunchi. La 17-18 ani, ce mai poți să faci cu el?
În afară să te rogi, nu prea mai ai ce să faci. Și numai așa îmi spunea maică-mea, când o să vii de unde vii, o să mă găsești tot aici. O să mă bag la somn și la culcare numai când o să te văd din nou intrând în casă. Dar să nu uiți, câtă vreme tu te distrezi, câtă vreme tu ești cu prietenii, câtă vreme ești la aparate, eu sunt pe genunchi și seamă în ceva. Frate Cristi, zâmbeam și plecam. Ce știe bătrâna? Ani au trecut, spunea el, ani de rugăciune, ani de semănat. Într-o zi mama a plecat și am crezut că atunci când s-au aruncat bulgării de pământ peste sicriu, am crezut că și rugăciunile au rămas îngropate acolo. Vreau să întreb biserica, poți să îngrop cu pământ ceva spiritual? N-ai cum. Și faptele lor îi urmează. Frate Cristi, sămânța semănată de mama a început să rodească. Dumnezeu mi-a luat orice dram de bucurie, de fericire. Nu mai găseam plăcere în nimica. Și mi-am dat seama că singura șansă e să mă întorc acasă. Să mă întorc la El. Dar știți de ce s-a întors omul acesta? Pentru că o mamă a semănat în Duhul, în rugăciune, în sfințenie. Fiecare dorință și orice acțiune care nu-L are pe Dumnezeu ca și scop și obiect este o sămânță semănată în fire. Fiecare lepădare de sine, în schimb, și ascultare de Duhul Sfânt, umblare și călăuzire în Duhul, este o sămânță semănată în Duhul. Și închei primul punct spunându-vă că un profesor de școală duminicală spusese clasei despre pilda bogatului și a lui Lazar pe care o găsește în Luca 16. El a întrebat, care ai prefera să fii, omul bogat sau Lazar? Un băiat a răspuns așa, aș prefera să fiu omul bogat cât voi trăi și Lazar când voi muri. Nu se poate, a zis profesorul. Este fie carne și stricăciune, fie duh sau viață veșnică. Nu există pot de la unul sau altul. Doi. O a doua lege pe care vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră în această seară, prima a fost secerăm după ce semănăm. Doi. Întotdeauna secerăm ceea ce semănăm. 1 Corinteni 15:36. Nebun ce ești! Ce semeni tu? Nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește. Și acum atenție! Și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. O să seceri roșii dacă ai semănat roșii. O să seceri binecuvântare dacă ai semănat să fie o binecuvântare. Vă dau un exemplu din Scriptură, iubiții mei. Iacov și-a înșelat tatăl cu pielea unui țap. Știți că fiii lui l-au înșelat cu sângele unui țap? Unui ied. De ce nu fi fost lion? De ce nu fi fost girafă? Oare e ceva la voia întâmplării în Scriptură? Iacov a mințit pe tatăl său. Ce-or făcut fiii? L-au mințit pe el. Minciuna a venit înapoi acasă. Fiecare minciună pe care o spui se va întoarce într-o zi la tine. Nu poți săpa un mormânt atât de adânc încât minciuna să nu aibă o înviere, o ieșire. Fii sigur că păcatul te va ajunge din urmă. S-ar putea să crezi că ești foarte deștept și înțelept și că poți plănui să o acoperi, dar este decretul cerului înalt că niciun păcat nu va fi acoperit. Dumnezeu o va descoperi. Nu poți înșela pe Dumnezeu. Iacov a aflat asta. A trebuit să culeagă ceea ce asemăna. Într-o zi David mergea pe acoperișul casei sale. Ioab și oștirea erau la război. Întotdeauna când frații la rugăciune, ai grijă ce faci tu. Ai mare grijă. Nu știu pentru cine spun lucrurile astea. Înțeleg, dacă ești la servici și frații la rugăciune, înțeleg. Dar să nu uitați că cele mai mari păcate se fac în timpul liber. Diavolul studiază pe un om ani de zile. Pe Iacov l-a studiat și a văzut că îi place lintea și i-a pus-o în față și i-a luat ceva. Pe David l-a studiat și a văzut ce îi place. De ce nu a căzut David în păcat cu Batșeba când era pe câmpul de luptă cu Goliat?
că dacă ești ocupat cu lucrurile bune, nu o să ai timp de cele rele. Mă bucur că în fiecare seară în biserica din Kitchener sunt activități. Mă bucur să văd tinerii ăștia implicați. Oamenii care lucrează n-au timp de prostii, să știți. Să nu uitați că David a poftit-o pe Batșeba și a comis păcatul groasnic al adulterului. Apoi, pentru a acoperi acel păcat, l-a îmbătat pe soțul Batșebei și l-a ucis. Domnul Dumnezeu a declarat, din casa ta voi ridica nenorocire. Copilul care i s-a născut din păcatul lui David a murit. Știți ce înseamnă asta spiritual? Că tot ce se naște din păcat nu trăiește. Frate Cristi, am făcut niște bani, am tras sapă la șeful meu. Eu personal știu băiat care a băgat 900 de mii de euro la jocuri de noroc, la gambling. Cum au făcut banii ăia, vă dați seama că nu i-au făcut de muncă cinstită. Dar m-am uitat la socrii mei, m-am uitat la părinții mei, tata, socru, cu un salar, au crescut 12 copii. Că era binecuvântarea Domnului în casă. Și altul a făcut o grămadă. Dar n-are binecuvântarea Domnului. Pentru că contează mult cum sameni, cum faci. Copilul născut din păcata lui David a murit, pentru că spiritual ne transmite un mesaj. Tot ce se naște din păcat nu dăinuiește. 2. Amnon, fiul lui David, a comis adulter cu propria fiica lui David. Vreau să vă întreb, l-a mustrat David pe Amnon pentru ce a făcut? Iubiții mei, nu prea putea să-i spună mare lucru, că el a deschis ușa. Noi, ca și slujitori, când stăm la mărturisire, încercăm să mergem în spate la oameni, să vedem în urmă cu câți ani s-a deschis ușa la păcat. Că omul când îmi vine la mărturisire, el îmi vine cu o grămadă de buruieni și spune așa de Cristi, asta am cules. Am divorț, am probleme, am asta, fata a făcut asta, mama nu știu ce, probleme. Dar zic, stai un pic, hai să mergem acum 15 ani, ce ai semănat? Că dacă nu schimb sămânța, nu poți să schimb rodul. Noi deja lucrăm la rod. Iubiții mei, dacă eu stropesc buruiana, nu o să am roșii. Maxim ce se poate întâmpla, buruiana să moară, atât. Dar nu o să am roșii. Adonia a fost ucis de Solomon. Absalom, fiul lui David, a făcut un ospăț pentru Amnon și l-a ucis. Dar și Absalom moare mai târziu. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, Absalom și-ar fi ucis tatăl. Uitați-vă să vedeți, iubiții mei, David a semănat adulter și l-a seterat în propria sa familie. A semănat crimă și a cules-o în propria familie. Știți strigătul amar al lui David? Fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? De ce nu zici David? Bă, așa-i trebuie, mă. Așa-i trebuie. Că s-a răsculat, i-a trebuit palat. Nu, David a știut, Nathan mi-a spus acum câțiva ani. Că e din cauza mea. Iubiții mei, vreau să spun asta și să strig aici la amvon. Un tată care nu-și face partea în familie, are toate șansele să aibă probleme mari în copii. O mamă care nu e implicată în familie și mereu preocupată de casele altora, așa am cunoscut din păcate astfel de mame, are toate șansele să plângă toată viața. Pentru că, ascultă-mă, vine copilul tău și se căsătorește, poate într-un mod sau altul greșit. O să plângi din cauza aia. Culegi rodul. De când David a căzut în acel păcat cu soția lui Urie și până când s-a coborât în mormântul lui, secerișul a ceea ce a semănat nu s-a oprit deloc. Îmi spunea o fată, frate Cristi, am văzut la 14 ani cum tata și-a bătut și-a soția pe mama. Am văzut lucrul ăsta. Și m-a marcat și am plecat în lume vreo 20 de ani. Și am încercat fiecare drog. Și-a zis, m-am maturizat. Știu că nu pot să-i spun la Dumnezeu în ziua judecății că din cauza lui taică meu. Dar a zis, dacă el nu făcea asta, eu nu eram în lume astăzi. Au venit 200 de kilometri până la Deva să stăm de vorbă. Și nu puteam opri din plâns.
Pentru că o zis, frate Cristi, eu mă pocăiesc, dar anii ăștia pierduți, cine mi-i dă înapoi? Dacă Dumnezeu nu l-a cruțat pe David, crezi că El ne va cruța pe noi dacă cădem în păcat și nu ne mărturisim și nu ne întoarcem de la păcatele noastre? Dacă cineva a încercat să-și acopere păcatul odată, ăsta a fost David. Însă fapta făcută în întuneric s-a aflat. Nathan a fost trimis în calea lui și vreau să spun, și Nathan va fi trimis în calea ta într-o zi. De ce să nu-L chem pe Dumnezeu acum? Așa cum David a făcut când și-a venit în sine. Osea 10:12, dacă poți te rog să afișezi, este un versetare frumos aici. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurare. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Și o să vă dau câteva exemple încheiind punctul 2 și mergând spre ultimul punct de oameni care au cules și au semănat. Maxentius a construit un pod fals pentru a-l îneca pe Constantin, dar a fost înecat el însuși. Maximinus a scos ochii a mii de creștini, dar la scurt timp după aceea în poporul său a izbucnit o boală înfricoșătoare a ochilor, din care el însuși a murit într-o mare agonie. Valens a făcut ca aproximativ 80 de creștini să fie trimiși pe mare într-o corabie și să fie arși de vii. Însă a fost învins nu după mult timp de goți și a fugit într-o cabană unde a fost el ars de viu. Alexandru al VI-lea a fost otrăvit de vinul pe care îl pregătise pentru altul. Henric al III-lea al Franței a fost înjunghiat în aceeași cameră în care ajutase la organizarea cruntului masacru al protestanților francezi. Maria Antoinette, mergând la catedrala Notre-Dame pentru nunta ei, le-a ordonat soldaților să poruncească tuturor cerșetorilor, infirmilor și oamenilor îmbrăcați în zdrențe să părăsească rândul procesiunii. Nu putea suporta vederea acestor nenorociți la nunta ei. Curând după aceea, legată în căruța călăului, se îndrepta spre locul execuției, în mijlocul mulțimilor care o priveau cu inimile reci ca gheața și tari ca granitul. Când Fulon a fost întrebat cum va trăi populația înfometată, a spus, lasă-i să mănânce iarbă. După aceea, gloata nebunită de furie l-a prins pe străzile Parisului, l-a spânzurat și i-a înfipt capul într-o țepușă și i-a umplut gura cu iarbă. Și exemplele pot continua. Aș vrea să te întreb astăzi, indiferent că ești penticostal, baptist, ortodox, catolic sau ateu, dacă continui să seamăn ce am semănat până acum, unde voi fi peste câțiva ani? Că nu poți schimba ceea ce recoltezi decât dacă vei începe să schimbi ceea ce seamăn. Și în ultimul rând, iubiții mei, un al treilea principiu al semănatului și al seceratului, știți care este? Secerăm mai mult decât semănăm. Secerăm mai mult decât semănăm. Așa a pus Dumnezeu principiul multiplicării. Semene o boabă de porumb și cei care se ocupă cu porumbul spun că pe un singur ștulete poți să iei 800, chiar 1000 de boabe. Acum dacă ai 3-4 ștuleți, poți să ajungi la 3000 pe o singură tulpidă de porumb. Și ai pus o boabă. Avram și-a dat singurul fiu la porunca lui Dumnezeu și ca rod al acelui act de ascultare, Dumnezeu i-a dat descendenți la fel de numeroși ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Iacov a spus o minciună, iar cei 10 fii ai săi s-au întors cu minciuna lui înmulțită de 10 ori. Timp de 20 de ani, Iacov a plâns pe Iosif, presupunând că era mort. I-a luat mult timp să culeagă recolta. 40 de zile au escodit spionii evreilor țara Canaan. 40 de ani au rătăcit prin pustie poporul pentru că au semănat cârtire și necredință. Numeri 14:34. După cum în 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi.
Istoria spune că în penitenciarul Columbus a murit undeva în 1850 un bărbat care petrecuse peste 30 de ani în celula lui. Fusese unul din milionari din Ohio. Cu 50 de ani în urmă, când încercau să construiască un drum de la Chicago spre New York, au vrut să pună linia prin ferma lui de la Cleveland. Nu a vrut ca ferma să fie împărțită de calea ferată, așa că acel caz a ajuns în instanță, unde au fost desemnați comisari care să plătească daunele și să permită construirea drumului. Au vrut să-l compenseze pe omul acesta și el n-a acceptat. Într-o noapte întunecată, după ce au fost așezate șinele, un tren a fost aruncat de pe șină și mai multe persoane au fost ucise. Cine a fost suspectat? Milionarul. A fost judecat, găsit vinovat și trimis pe viață la penitenciar. Ferma a fost în curând tăiată în loturi, iar bărbatul a devenit milionar, dar nu a beneficiat de ea, că a ajuns la închisoare. Poate că nu i-a luat mai mult de o oră să pună obstacol pe șinele de cale ferată, dar a petrecut mai bine de 30 de ani, culegând rezultatul acelui singur act. Din fericire, capelanul a spus că înainte de a muri acest om, s-a căit, a devenit un copil al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, a trebuit să trăiască cu consecințele acțiunilor sale, chiar și după ce și-a dat viața lui Hristos. În urmă cu 3 săptămâni, la noi, la Deva, la birou pastoral, a venit o familie. Nu o să spun numele, pentru că mărturisirea e confidențială. Însă el mi-a spus, frate Cristi, de câteva luni m-am pocăit, plâng în continuu, însă sunt în proces cu poliția și am mari șanse să fac pușcărie. Dacă ai fumat și te pocăiești, Dumnezeu te iartă, dar nu-ți vindecă plămânii. Să știți că se cerăm mai mult decât să mănăm. Dacă plantez ciulini în câmpul meu, ciulinii sunt niște spini, niște plante ca și buruiana, dar care au niște flori sus, ca un puf. Ascultați, vântul va lua puful de ciulin când va fi gata și îl va sufla dincolo de gard, iar vecinii mei vor trebui să culeagă împreună cu mine. În același mod, exemplul meu poate fi copiat de copiii mei sau de vecinii mei, iar acțiunile mele pot fi reproduse la infinit prin ei, fie pentru bine, fie pentru rău. Mai poți controla multiplicarea? Cineva care a bârfit, a mers la un preot și a zis, domnul preot, îmi pare rău că am spus niște vorbe. Și preotul a zis, adu o pernă de acasă. Și a urcat cu perna sus, pe turlă, a tăiat perna și a dat drumul la pene. Și a zis, preotul, îmi pare rău că am tăiat perna. Dar oare faptul că îmi pare rău anulează penele care au plecat? Nu mai poți să culegi. I-am spus cuiva care ți-a cerut scuze, i-am zis, e bine că ți-a cerut scuze. Dar dacă ți-ai cerut scuze și nu ți-ai schimbat viața, scuzele sunt zero. Zero. Iubiții mei, vă aduc aminte din Luca 16, bogatul și Lazar. Omul acesta nu și-a împărțit nici măcar firimiturile. Firimiturile. L-a ținut pe Lazar la ușă. Și vreau să vă citesc din textul acesta, pentru că e unul din cele mai frumoase exemple, deși e un exemplu tragic. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar. Acum, dacă era sărac în Africa, mă, zic, bă, până în Africa poate nu mă duc. Dar o zis, domnul, ți l-am pus la ușă. Când deschideai ușa de termopan, dădeai cu ușa în el. Probabil că săracul Lazar nu a vrut să mănânce steak, bafet, dar o zis, domnul, șeful, bosul, când termin cu mâncarea, lasă-mă să culeg ce rămâne fără miturile. Nu-mi trebuie nici sarmale, nici supă, nimic. Dar numai fărămiturile alea care tu le pui la garbage, să le iau eu. O zis bogatul, nu cum să te prind că intri în casa mea. Știți că oamenii care nu își împar fărămiturile, nici picuri de apă n-au dincolo? Spune mai departe, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri. Acum vreau să vă întreb, cam câte milioane de euro trebuie să dai la un înger să vină să te ia? Că știu că sunt lucruri care le rezolvăm cu bani în lumea asta. Să știți că pe îngeri nu-i poți mitui.
Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri. Este o cântare frumoasă pe YouTube. Al cui ești când ai să pleci? Spune-mi cine te va lua de mână. Ce frumos ar fi să vină îngerii când plecăm de aici. Spunea o mamă bolnavă de cancer când o pleca la 30 și ceva de ani și o lăsa 7 copii în spate. I-a spus către soțul ei, știu unde plec. Au venit îngerii pe holul spitalului și mă cheamă să plecăm împreună. Cine va veni după tine? Am dormit la o familie într-o casă și înainte să dorm seara după slujire, am vorbit cu sora și cu fratele. Și sora îmi spunea, mama mea, o ales pocăința, tata, o ales să o bată, să-și bată joc de ea. Nu odată ne-o scos în zăpadă afară, și pe mine, și pe mama, și pe copii. Ori intervenit vecinii și așa ne-au băgat în casă. Frate Cristi, toată viața, mama mea și noi am suferit din cauza unui tată nebun. Și am zis, cum a murit mama și cum a murit tata? Și au zis, frate Cristi, mama a murit zâmbind, lăudând pe Dumnezeu. Și tata a murit urlând, speriat, de ceva ce noi nu vedeam. Dar el deja vedea în lumea de dincolo. Și am spus, tati, stai că mă duc să-ți chem pe pastor. Și au zis, tata, acum e prea târziu. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul Avram. A murit și bogatul. Și eu n-am predicat 10 ani din textul acesta, vă mărturisesc, din cauza că aici m-am blocat. Că n-am știut cine a venit după bogat. Și după 10 ani, Duhul Sfânt mi-a pus o întrebare simplă în minte. Dacă nu vin îngeri, cine poate să vină? Demonii. În spatele fiecărui păcat, m-au zis toți, există un demon care îl ispitește pe om să facă păcatul acela. Și acum fiți atenți. Dacă omul nu se pocăiește de păcatul acela și moare în păcatul acela, demonul vine și îl ia. Știți, am văzut românii știu să facă mormântări faine, dar nu știu să se pregătească pentru mormântare, pentru moarte. Să fie fanfară, zice, 5 păstori, 20 de miniștri, 4 primari. Acum m-am întrebat, oare cine a fost la mormântare la săracul Lazar? Au venit îngerii. Că e important, nu cine te bagă în groapă, cine te așa pe dincolo. Aia e important. Auziți, pe când era în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus bogatul. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți? Vreau să vă întreb, de ce a vrut să culeagă miele când el nu o semăna miele? Și ăsta e unul dintre cele mai frumoase exemple din Scriptură în care cineva vrea să culeagă ceva ce nu a semănat. Și vine Avram și spune așa, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, bune din perspectiva ta și a lumii, iar Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici e invers. Cine o râs, cine a făcut chermeze, banchete, discoteci, distracție, fan, ăla zice din coace plânge. Cine o plâns acolo, din coace zâmbește. Adu-ți aminte. Știți ce spune bogatul? Când îi este refuzată apa. Mai am o singură dorință. Acum vreau să vă întreb, nu știu cum sunt spitalele din Canada, dar în România încă mai sunt multe de pus la punct. Cât ar fi de rău un spital? Nu ți-ai dorit să te viziteze frații tăi? Eu mi-aș dori. Așa de groaznică iadul că nu-ți dorești nimeni din familia ta să vină la tine. Pentru că în iad nu se merge în vizită, se merge odată pentru totdeauna. Și bogatul din iad spune, auzi, 6 frați am fost la părinți. Eu am murit primul, toți sunt ca și mine acasă. Auziți, rogu-te, Părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Și să le... Ce înseamnă să adeverești cuiva ceva? Înseamnă că el nu crede și pentru aia nu acționează. Du-te, spune la frații mei că ce seamănă aia seceră și dacă trăiesc pentru firea pământească vor ajunge în iad. Ce-o zis Avram? Au cartea asta. Ai cartea asta acasă. Cum stai cu citirea cărții acestei?
Iubiții mei, mă apropii de final, de încheiere, întrebându-vă, nu doresc să seamăn cât mai mult în ceea ce e bine, într-o lume plină de oameni care zilnic seamănă cât mai mult rău? Semănatul necesită efort, transpirație, disciplină, lacrimi, sudoare, dar vine o vreme a secetărișului și ultimele versete pe care le citesc spun așa, Psalm 126:5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Știți, când seameni, dacă nu pui și apă, nu o să crească. Lacrimile care le pui la sămânța ta fac sămânța să crească. Vreau să te întreb în această seară, cum vei pleca de aici? Dorindu-ți să seameni ceva bun sau dorind să continui să seameni ce ai semănat până acum? Într-o căsuță din Germania, în secolul XVII, era o mamă care murea de tânără. Au murit multe mame, unele dând naștere la copii în istorie și altele de tânere, pentru că tratamentele au fost așa cum au fost, precare. Și-a adunat familia lângă ea. Era cea mai săracă casă din sat, undeva la margine. Și ultimele ei cuvinte au fost astea: dragi copii, v-am strâns o comoară și vă rog să o folosiți după moartea mea. Și unul din copii mai îndrăzneți, deși nu era momentul potrivit, o zis: mami, care-i comoara asta? N-aș vrea să mai aștept până mor, aș vrea să o deschidem acum. Și-o zis: mama, mergeți în bucătărie, pe masă este Biblia. Toate paginile ei le-am udat cu lacrimi, citind-o și rugându-mă pentru voi. Deschideți comoara asta și o să aveți o viață cu Dumnezeu binecuvântată. Unul din copiii acelei mame a fost primul misionar, Bartolomeu Zinghebalg, care a ajuns în India. Pentru că o mamă a semănat, un copil a secerat și a ajuns un om al lui Dumnezeu. Închei cu o poezie care tare mult îmi place și apoi vreau să ne rugăm. O poezie care vorbește despre semănat și secerat, dar vorbește practic. Și poetul spune: o om, ce mari răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pildă ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduni, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă? Vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt? Cuvântul scris e un leac sau e o travă? Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis înspre infern sau paradis, spre ocară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale? Calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau ieria? Va prăbuși sau va înălța? Vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere? Trăiești o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericirea în veci, prin ea ori chin pe totdeauna. O om, ce mari răspundere ai! Tu vei pleca din lume. Dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce faci prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți, mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita! Fii credincios
cu frică și cu teamă. Să lași în urmă luminos un rai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios. Odată vei da seama. Haideți să ne ridicăm, iubiții mei, în picioare. Să fie o rugăciune a cercetării, a ceea ce am semănat astăzi. Să fie un moment în care să putem lua decizii noi. Noi nu putem să ne ștergem trecutul, dar sângele lui Iisus Hristos poate. Glorie Domnului. Și dacă ești gata să iei decizii noi, Dumnezeu o spune, începe un ogor nou, desteleniți-vă un ogor nou. Dar începe să semănați altcumva. Pentru că în Matei 13, la pilda semănătorului, nu sămânța a fost problemă, ci ogorul. Sămânța e aceeași. Vine de la Dumnezeu și ne-a vorbit astăzi. Și vreau în urma acestei semințe, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. Amin. Fiecare tânăr, întreaga biserică și hotărârile pe care noi le vom lua în această rugăciune. Să ne binecuvinteze cu o viață mai aproape de El. Amin. Ne rugăm. Amin.